de spectatori, suntem în biblioteca Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. E o liniște aici, mă gândeam că e o liniște pe dealuri ca într-o mănăstire arsă, nu se mai învață poeziile astea, din păcate, care înseamnă începuturile literaturii românești. Știi, asta e umbra lui Mircea Lacozia. Da, exact. Umbra lui Mircea Lacozia. Exact, da. E foarte frumos, adică e foarte frumos liceul Cuza, dar Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, dar fără copii, așa e cam trist, nu că suntem în vacanță. Da, bună seara, doamna director, doamna Daniela Serghie, profesor de matematică, directorul Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. Bună seara, mă bucur că ne-am reîntâlnit. Și eu. Și, într-adevăr, în timpul vacanței, când copiii deja... Sunt și în vacanță plecați, într-adevăr, parcă e mai sumbru, așa, că nu-i vezi, nu-i mai auzi râzând, nu-i mai auzi vorbind. De fapt, să știți că până săptămâna trecută a fost plin pe aici, pentru că au fost examenele, examenul de admitere la clasa 9, au fost părinții săptămâna trecută, ședințele cu părinții. Deja au început ședințele cu părinții la clasele 9. Am dorit să mă întâlnesc cu părinții copiilor care au fost admiși la un liceu și a fost plin pe aici. Acum o să urmeze cam o săptămână, două, trei, o lună aproape de liniște așa și apoi ne reîntoarcem. Am văzut că ați avut succes mare anul acesta, la sfârșitul anului, cu cele două examene, mă refer la cel de capacitate, la cel de bacalaureat, toate au fost încununate cu succes. Au fost copii care m-au învățat, asta e important, pentru că cineva m-a întrebat odată dacă se mai învață în zilele noastre. Se învață, cine vrea să înveți, se învață, să știți. Și mă uitam că Dumnezeu ne-a înzestat aici cu niște copii de o calitate deosebită. Adică chiar doresc să învețe și au și cu cine. Chiar își doresc să învețe, chiar își doresc să învețe aici, la Colegiul Național cu Alexandru Ioan Cuza, și chiar au și cu cine, pentru că exact. Aveți o încadrare foarte bună. Și s-a văzut. Da, sunt colegi, colegii noștri sunt foarte dornici. Atunci când găsesc copii, și copii care doresc să învețe, atunci dau tot ce pot. Se pare că la examenul de capacitate ați fost pe locul... La evaluare națională. La evaluare națională. Da. Sunteți pe locul al câtulea în țară? Al patrulea. Pe locul 4 în țară, stimați respectatori. Pe locul 4, ca în clasamentul școlilor cu note de 10 la acest examen. Au fost română și matematică, au fost 8 copii. 8 copii. Da, și... se pare că acești copii au și rămas aici pentru că și-au dorit foarte mult. Au învățat și la română și la matematică. Doamna profesoară Livia Marcu, domnul profesor Tiberiu Oprea la matematică, i-au mobilizat. I-au provocat așa încât ei nu s-au lăsat pe tânjală și au învățat și s-au pregătit foarte bine. Oricum, să știți că nu numai notele astea de 10 arată munca profesorilor. Sigur. Știți că au fost foarte multe note de peste 9,50. Peste 9,50 la un test la clasă, de fapt, înseamnă 10. Sigur. Sunt copii foarte buni care s-au mobilizat, au învățat. Acum să-i vedem în clasa 9 cum continuă ceea ce... Știu că e o olimpiadă națională acum, cât zilele astea, unde participă și elevi de-ai noștri la chimie, fizică. Da, urmează. Urmează. Da, la olimpiada pentru juniori. Da, de științe, da, pentru de juniori. Științe. Ianis Bejenaru. Este săracul copil, îl vedeam că nu mai putea de oboseală, pleca de colo-colo. E un copil foarte bun, care învață la foarte multe obiecte și nu că e obligat, dar cred că îi și place foarte mult. Doamna director, vreau să vă spun ceva. Eu, întâmplător, am relații mai apropiate cu această familie și, datorită acestei familii, mi-am dat încă o dată seama cât de important este rolul familiei în formarea unui copil. Este esențial. Acești copii, pentru că a avut-o și pe sora lui, pe Ingrid, care, iată, e student acum, a trece în anul 2 la drept, care a intrat la drept, fără taxă, cum se cheamă, la bursă.
La buget. La buget, a intrat la buget, comedie foarte mare în condițiile în care la drept concurența este imensă. Dar vreau să vă spun că părinții acestor copii, dinainte de clasa 1-a, le-au cumpărat cărți, le-au citit copiilor. I-au supravegheat să nu întârzie de la școală, să nu lipsească de la școală, să vină la școală totdeauna cu lecțiile învățate, lecții pe care le supraveghea mama lor. Și la două noaptea, dacă Monica, așa o cheamă pe mama acestor copii, Monica și Ovidiu-i soțul, da? Îi sculat în somn să le spună cum te duci cu lecția neînvățată la școală, trebuie să coboară din pași și învață. Sigur. Cum să te duci și în felul ăsta se creează o deprindere permanentă ca un copil să învețe. Păi da, trebuie urmărit copilul, mai ales în clasele 1-4 și chiar și la gimnaziu trebuie să se recreeze așa o relație bună între părinți și copii, în sensul că știți că unii părinți toată exagerează, că nici chestia asta ca să-i toată ziua să-i cicălească și să-i urmărească nu e chiar foarte bună. Important e să aibă tact și să știe cum să procedeze părinții în așa fel încât copilul să se dezvolte frumos și să aibă și rezultate, pentru că în momentul în care îl lași așa pe copil să facă ce vrea, că mă mai întâlnesc cu părinți care spun e mare, să se descurce, eu nu învăț eu pentru el, dar nimeni nu cere ca părintele să învețe pentru copil, ci important este să stabilească o relație corectă cu el și să îi spună, domnule, ai niște responsabilități, încearcă să te achizi de ele și apoi o să mai vedem dacă mai discutăm pe alte direcții. Vreau să vă spun, chiar și în perioade de vacanțe, plecau cu ei, sâmbătă mergem la Iași. Da. Se duceau la Iași, nu ca să se plimbe, să-i le arate muzeul de la Iași, Palatul Culturii, să le arate grădina botanică, să meargă la Teiul lui Eminescu. Iașiul este plin de încărcătură istorică, culturală. Să se ducă la Treierari, să meargă la Sfânta, sau în străinătate, când s-au dus la fel, muzee și... Deci educația, să facem permanent educația unui copil, nu? Sigur că da. Da, dar am vorbit despre Ianis, că ați adus dumneavoastră vorba, dar sunt atâția copii, chiar eu nu-i cunosc, că n-am avut clasa lor. În vacanță acum a mai fost încă un concurs, Olimpiada Națională de debate la Piatra Neamț, unde acolo am au fost două fetițe care, au fost două echipaje pentru avansați și pentru începători. Sigur, e destul de greu atunci când se lucrează în echipă, pentru că echipele, dacă sunt sudate din timp și puternice, atunci pot și obține rezultate foarte bune. Noi ce am obținut, o mențiune pentru vorbitorii Andreea Dragomir de la clasa 9-a și... Care a trecut a 10-a. A 10-a, da. Este eleva noastră din clasa 5-a. Da. Și încă o elevă, Bucur... mă rog. Da. Domnșoara Bucur, care a trecut acum clasa 9-a. În clasa, da. Da, Bianca. Bianca. Da. Dar am făcut acum vreo două săptămâni o emisiune cu doamna profesoară Livia Marcu și cu copiii olimpici. Da. Și am văzut, chiar am remarcat ce copii inteligenți. Da, copii foarte buni. Oameni care, felicitări părinților lor, pentru că toți sunt dirijați cum trebuie de către familia. Sigur că da, da. Da, domnule, uite, și chiar îmi spunea cineva ieri, am avut pe cineva în vizită și mi-a vorbit despre Colegiul Național al Alexandru Ioan Cuza, că uite ce succes au avut anul acesta, de fapt numai anul acesta, că în fiecare an. Da, sigur. Mai este încă Olimpiada de la Sibiu a tradițiilor și meșteșugurilor populare. Domnul Opaiț a plecat cu doi copii de la noi, care, tot așa, etapă națională, participă cu un proiect de mobilă pictată. Ia uite ce frumos, da? Și anul trecut au participat, au avut o mențiune, anul acesta suntem curioși ce... Doamne ajută să vă aveți succes, pentru că, mă rog, sunt copii talentați, sunt copii preocupați, mulți vor să dea examen mai departe pe la
facultăți de artă, am înțeles, de pictură, de arte plastice, care, da. Categoric. Știți, mă simt bine aici, vedeți că sunt foarte relaxată, că totdeauna unde sunt cărți multe, pentru că la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza este o bibliotecă foarte mare, foarte mare și cu cărți din toate domeniile. Sigur. Și asta arată că e preocupare către carte. Spuneți-mi, doamna directoare, anul acesta câte clase de a noua o să aveți? Sau nu o să? Câte clase aveți? Avem deja, șase clase. Mai puțin ca anul trecut sau la fel ca anul trecut? Nu, la fel ca și anul trecut. Deci clasă de Două de matematică informatică, două de științele naturii. Două de științele naturii. Da, o clasă de filologie și una de științe sociale. De științe sociale. Da. Toate s-au ocupat? Care a fost media cea mai mică cu care s-a intrat? 872 a fost. 872. Da. Anul trecut a fost un pic... Nu, anul trecut a fost 872, anul ăsta a fost 867. Deci mai puțin. Un pic, da. Probabil că... și anul acesta s-au confruntat unii copii cu anumite subiecte mai dificile. Au fost grele subiecte? La matematică, dumneavoastră predați matematică. Știți, da, ideea este că un subiect nu trebuie să fie foarte simplu, în sensul că nu mai poți să faci departajarea, nu mai poți să faci... Sigur. Un copil care este olimpic, nu neapărat olimpic, dar un copil muncitor. Un copil muncitor care se pregătește zi de zi, el poate să ia pe puțin 9. Mai puțin 9 pe subiectele S-au pe care... S-au luat copii 9? Au fost, sigur că da. Dar la nivelul județului, sigur, au fost, cred că până în dreptul a 400 și ceva de copii care au luat peste 9? Da. Foarte frumos. Da. Pentru că mulți spuneau, vai, de mine a fost groaznic subiectul la matematică. Trebuie să departajeze cumva, da, adică trebuie da. Să fie și ceva în care copilul să-și demonstreze competențele, nu doar cunoștințele. Știți că de multe ori, a fost acum vreo câțiva ani o perioadă când erau sute de note de 10, ceea ce nu era firesc. Nu era firesc, pentru era că firesc. Poți să dai doar 2 plus 2 cât fac, știți, pentru că până la urmă trebuie să vezi dacă acel copil înțelege un text, scoate o idee de acolo și... Dom'le, și e vorba de colegii importante, sigur colegii da. Cu tradiție, da. Care au scos oameni de mare valoare, pentru că, dacă stăm să ne gândim, avem o mulțime de personalități care au învățat aici la colegiul, la liceul Cuza. Sigur, bine, sigur. Și noi suntem foste eleve și noi suntem niște personalități. Și noi am învățat la Cuza, eu am învățat până într-a 8-a, după aia am dintr-a 1-a până într-a 8-a, că era și... clasele, erau și clasele 1-4, după care am plecat la liceu la București. Dar dumneavoastră aici ați făcut, ați terminat liceul. Da, și gimnaziu și liceu. Și era un liceu de tradiție și atunci sigur, nu se intra ușor la... Era examen de admitere, așa se numea. Și ce bune erau examenele. De capacitate se numea. Doamna directoare, ce părere aveți despre treaba asta? Cu notele din clasele 5-8 care să conteze la... Mie mi se pare total... Folosesc un termen neplăcut, dar total aiurea, pentru că este o goană după note mari. Asta este un... Asta este motivul. Pe vremea noastră nu exista așa ceva. Dom'le, puteai să fii cu 10 pe linie în clasele 5-8. Dacă la examenul de admitere nu reușeai să faci subiectele, picai, nu era niciun fel de... Știți că la început când s-a ținut cont de notele din cei 4 ani de zile, era 50% media din cei 4 ani, 50% nota de la admitere. Se punea problema că un elev la un anumit moment poate să aibă și o zi proastă, o zi că nu se poate concentra și atunci munca lui pe 4 ani de zile să nu poată fi aruncată așa ușor în spate. Și pe parcurs s-a văzut că această idee, într-un fel, a eșuat, a scăzut exigența la gimnaziu. Sigur. Și goana după note și, mari. S-a ajuns la un moment dat, ca anul acesta, să fie 80% nota de examen și 20% foarte în cei bine. 4 ani. Foarte bine. Sigur. Un examen întotdeauna presupune niște factori care pot să, să
te facă să eșuezi. Să eșuezi, dar în momentul... cazuri rare, doamnă. Sunt cazuri rare, sigur că sunt da. Cazuri rare. Eu mi-aduc aminte că am dat examen de tractant, așa era atunci. Așa. N-am dormit toată noaptea înainte de examen de română, pentru că mi-era frică de subiectul de la română, da. Dar n-am murit, am luat examenul și am intrat la cuza. Doamne, și... dacă ești bine pregătit, sigur. Poți să nu faci de 10, dar sigur, de 9 sigur, tot faci. Sigur. Adică sigur. Asta nu este. Și repet, v-ați fi permis dumneavoastră vreodată să mergeți la un profesor să-i spuneți nu-mi încheiați 9, că-mi stricați media? Ați fi avut curajul ăsta? Nu, mă deduceam și spuneam, vreți să ne mai ascultați pentru asta îndreptarea mediei? Asta e altceva. Nu puneam problema altfel. Sau să vină mama să spună, doamnă, nu-i încheiați nouă, că-i stricați media. Nu, cum adică? Nu există. Nu există așa, nu există așa ceva, ceva și... și... Dacă, și multe dacă nu îți făceai tema, luai 3 și bineînțeles, venea și... mama a doua zi ca să întrebe de ce mi-a pus 3 sau nu. Venea, nu venea? Păi nu venea, păi asta nu venea zic, mama, nu venea mama să întrebe, da. Ei, sigur, e o perioadă în care multă lume a crezut că de după acele evenimente din 89, că poate face orice și oricând și oricum. Și s-a făcut mult orice, da. Oricum și oricând, din da, păcate, da, și uite da, că da, da. Ne cam trag părinții da, de codițe, da. De codițe, da? Eu v-am mai povestit oricum, și vă da. Povestesc și acum faza. Tatăl meu era profesor aici la Cuza și o învățam cu doamna profesoră Țica Constantinescu, fiele țărâna ușoară, amândurora. Și după o dictare prin clasa 5-a, seara mi-a dat câteva fraze să le... Așa am avut o greșeluță de ortografie și a doua zi a venit la doamna profesoară, la doamna Țica Constantinescu și a spus, dragă, cui asta 10? Eu n-am nevoie de copii cu 10 și care să nu știe să scrie corect. Și m-a ascultat doamna și mi-a pus 4. Nu știu, m-am dus acasă plângând, am luat 4 la română. Numai 4 ai să iei, dragă, dacă nu înveți. Repet, pe mine nu mă interesează copiii cu 10 și care scriu cu greșeli de ortografie, scurt. Bineînțeles. Mai bine un părinte să-ți mă puneți, doamnă, 4, cum i-a spus 9, să poate să-i puneți copilului meu 10, el e de 4. Se întâmplă așa ceva? Dar da, chiar se ține acolo, doamna. Se ține acolo. Vă spun părinții că și vreau exact. Ca el, copiilor să știe carte. Da, adică... eu mi-aduc aminte că am făcut franceza din clasa a 2-a până în clasa a 12-a și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am avut în liceu pe doamna profesoară Pahopol, la Nălață. Pe Doina Pahopol, da, 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 ce profesoară, da, de elită, da. Mulțim, și în gimnaziu, și în liceu, doamna, și cu domnșoara Gurguță am mai făcut franceza și vă spun că am avut prin anii 90 o corespondență cu niște persoane din Franța și aveam totuși așa un stres că nu scriu cum trebuie și am făcut scrisoarea, m-am dus la doamna profesoară Coatu și am spus, te rog să-mi verifici și mie lucrarea, scrisoarea, să vezi dacă nu cumva am greșel de, da. De ortografie și să uite ea, să, așa zice, domnule, cam de nouă e lucrarea. Zici, și începuse să râdă, da, să știi că tu la franceză ești de nou, dar eu la matematică nu știu dacă o să fiu de nou. Mai se da. Ține acum, sigur da. Că da, se învățase. Bine, da. Și acum sunt copii care am văzut, care știu bine sunt, engleză, sunt, care comunică foarte bine. Să știți că sunt mulți bine. Copii, da. Cel puțin copii de liceu, care da, au participat tot felul de proiecte. Vorbim și... așa, că ce era atunci. Și acum da, astea la fel. Da. Părinții, sunt eu, mulți părinți eu responsabili. Eu v-am spus, dacă vor să învețe, atunci chiar învață, au ce să învețe, pentru că cel puțin cu limbile străine sunt foarte, copiii noștri sunt foarte dornici de a le stăpâni, pentru că participă în proiecte în afara țării. Sigur că, da. Sau copii care vin din altă parte ca să poată comunica cu ei. Anul trecut n-am avut niște tineri din Finlanda într-un proiect și au comunicat foarte frumos, i-am văzut cât erau de deschețați. Acum, la sfârșitul anului școlar, au venit câțiva copii să le fac niște caracterizări pentru universități în străinătate. Mulți pleacă și de la noi pleacă. Pleacă, păi sigur că pleacă, învață acolo, unii se mai întorc, alții nu. Depinde de dar, fiecare. Dar, doamnă, vreau să vă spun că bine, e foarte bine că pleacă, în fondul Uniunea Europeană da. E țara noastră, da, până sigur la urmă, că da, nu sigur e niciun georjale. Foarte bine, să duc un... Dar să știți că și la noi, la facultățile, nu mă aleg de facultățile particulare, că nu știu. Și am văzut și absolvenți de facultăți particulare care s-au descurcat foarte bine. S-au descurcat foarte bine. Dar
Să știți că și la noi, și la medicină, și la universitate, se face carte serioasă. Bineînțeles. Nu văd de ce trebuie să pleci din țara ta, dar, repet, nu vreau să intru în altă discuție, știți, că fiecare face sunt ce... experiențe pe care le trăiesc. Sau sunt unii care, de exemplu, sunt studenți la noi, dar pleacă cu diverse burse, fac acolo diverse experiențe, da. Se întorc. Și sunt continuu, unii care nu se mai intră. Vedeți, pentru noi e o noutate că noi nu puteam să ieșim din țară nici până la Chișinău pe vremea noastră, pentru că știți foarte bine cum era și pentru noi este ca și când ai trecut dintr-un tărâm în altul, din punctul ăsta de vedere cel puțin. Așa că nu putem să judecăm foarte bine și dacă își permit și material și sufletește, pentru că eu dacă stau mai mult de 2 săptămâni într-o țară străină, deja încep să intru în panică, vreau acasă, știți? Păi am fost în Croația și când m-am întors pe la Najdaș. În Croația n-am auzit vorbă românească deloc, n-am văzut turiști români. Și n-am vorbit 2 săptămâni decât eu cu soțul meu românește, dar în rest n-am auzit cum e în Italia sau în Grecia sau... Bun, și când am ajuns în graniță la Najdaș, asta pe la Moldova Nouă, era noapte, era întuneric, erau vame și care... Și am zis, dom'le, puteți să mă și înjurați, domnilor, dar numai să vă aud vorbind românește, știi? De-aia spun, depinde cum te-ai format, mie mi-e greu să stau mult în altă parte, dar copiii de acum, și eu îi invidiez pe copiii de acum, nu vreau să mă invidieze ei pe mine. Eu pe ei ca o altă mentalitate, sigur, altă că, deschidere. Sunt mult mai deschiși, și comunicativ și chiar doresc să... Eu mi-aduc aminte și eu când eram tânăr copil, doream să cunosc lume. Să... Sigur, dar era mai greu. Era mai greu. Pentru că mi-aduc aminte, doamnă... Mergeam în tabere în țară și... Da, da. Când am plecat în Cehoslovacia, când abia terminasem facultatea și cred că în primul an sau al doilea de stagiatură ne-am dus, s-a organizat o excursie prin BTT. Vă spun, înainte de a pleca, mi s-a făcut instruire nu vorbiți cu nimeni, să aveți grijă ce spuneți. Țineți minte? Da, asta păi și eu, asta după era... ce am terminat facultatea, am fost și eu prin BTT într-o excursie în Cehoslovacia. Și nu la fel? Frase luni de zile am avut așa niște instruiri periodice să nu vorbiți, facem să țara nu... de râs. Și mie îmi venea să râd, cum adică să nu vorbim cu oamenii ăia care erau tineri și ei, am stat la cămine studențești, să nu vorbești, că nu știu ce puteam să vorbesc, ce puteai să spui. Asta era mentalitatea, erau timpurile, de-aia poate pentru noi, știți că le spuneam copiilor la o clasă, nu știu care, că noi nu puteam să, și la înviere, știți foarte bine, că nu era voie să te duci. Păi erau programate discoteci la ora de înviere. 10 erau discotecile și nu la 12 eram. Da, eu nu mă duceam nici la discotecă, adică nu mă duceam la discotecă niciodată, mă duceam la înviere, bineînțeles. Dar când le-am spus asta, niște fetițe foarte drăguțe au început să zic, dar de ce? Asta mi-am întrebat și eu atunci, dar de ce? Erau timpurile. Erau vremurile. Nu, copiii noștri au norocul că s-au născut totuși într-o perioadă de libertate. Exact. Să nu se ajungă însă la libertinaj. Asta este jalea. De la libertate să se treacă direct la libertinaj, că e altceva. Dar au multe posibilități. Sigur că da. Multe, multe, multe posibilități. Doamnă, deci aveți 6 clase, sărim de la una la alta, 6 clase de clasa, adică clase de a noua, deci la fel e până în clasa 12-a, sunt câte 6 clase. Da, anul acesta am avut 7 clase de a 12-a, dar populația școlară a scăzut. Și evident... Cam scade. Dacă lumea pleacă cu copii cu tot... La clasele, adică la 5-a tot 2 clase ați format? La 5-a 2 clase... Avem pe fiecare nivel, la gimnaziu, câte 2 clase. Sunt copii buni și aici, și serioși. Și... S-a intrat pe bază de concurs. Sigur că da. Participat tot felul de activități. Chiar și săptămâna trecută au fost într-o tabără, o clasă de a 5-a, cu doamna profesoară Milea, într-o tabără de engleză, la Piatra Neamț. Deci, se desfășoară o mulțime de activități. Sigur, și în vacanță tot felul de activități la care copiii... Mi-a plăcut piesa pe care ați prezentat-o la Stev. Chiar au dat-o colegii noștri, au dat-o pe post de câteva ori, este pe internet. Da, tot Matei Vișnic, dar ceva mai nou. Altceva decât ceea ce făcuse de până acum.
sunt copii care doresc să se implice. Și anul ăsta a fost o noutate că și gimnaziul a participat la această stagiune a teatrală a elevilor și chiar am obținut premiul pentru interpretare. Da, da, da. Bolnav închipuit, Călin, elevul meu. Molier? Da, 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 mi-aduc aminte că a venit după aceea, după ce a fost atât de aplaudat, bucuros în clasă, că este atât de frumos să fii pe scenă și să... Da, e sigur. A fost încântat, foarte încântat, puștiu. Doamnă, da. Și care sunt diriginții acestor clase, clasele de a noua? La clasele a noua avem noua doamna Neagu Mihaela. Da, la noua. La noua. La noua B este doamna Proca Marcu Livia. Da. Așa, aici sunt cam jumătate din copiii din clasa dumnei de clasa 8-a care a absolvit. 9C-ul este științele naturii, doamna profesoară Pol. Și aici cealaltă jumătate din clasă. Din clasă, da, care, da. Jumătatea care vrea să se facă medic. Medic, da, așa. Medic sau, eu știu, medic, da, știință, da. Mai mult. 9 de doamna profesoară Pleș, Maria, de chimie. Sigur că da. 9 E este clasă de filologie. Domnul Mihelescu Săvel. Domnul Săvel, așa. Așa, Săvel Mihelescu. Și la 9 F, doamna Lumița Șepan. O, deci o încadrare foarte bună. Da, da, sunt diriginți foarte inimoși care se vor implica. I-am văzut până a trecută la ședințe. S-au pregătit acolo, au discutat cu copiii, cu părinții, că au venit și copiii. Au venit și copiii și au venit și copiii și părinți, sigur că da. Aia, ce frumos, au mai da? Fost niște elevi de-ai noștri care le-au arătat ținuta noastră de divers, pentru diverse evenimente, acel tricou cu... cu emblema CNC, și chiar au vrut, când au văzut, au spus că și noi vrem să ne facem tricouri, să fim, dar așa cu toții. Nu, de ce, nu știu de ce nu se ia odată o decizie ca elevii să vină cu ținuta asta obligatorie. E altceva când vezi pe stradă. Știți, păi tocmai acolo ajungem, dar da, nu forțând lucrurile. Știți că chiar le spuneam și părinților la ședință că în momentul în care vrei să impui ceva, da, da, așa, apare sentimentul de respingere. Mai ales la vârsta. Da, la adolescență. Dacă îi spui să nu facă ceva, exact invers face. Și atunci, ideea de a avea o ținută a fost mai veche, dar anul trecut a fost Comitetul de Părinți pe Școală, fapt, și Asociația Cuziști Implicați, care ne-au sprijinit în a premia copiii olimpici. Chiar mi-aduc aminte anul trecut, câțiva dintre părinți au spus, cu ce să-i primim pe copiii ăștia, să le dăm ceva care să le aducă aminte de liceul Cuza. Și s-au gândit ei să le facă niște tricouri. Au făcut vreo 300 și ceva de tricouri pentru copiii ăștia care au fost olimpici. Da. Și când le-am dat la premiere la sfârșitul anului școlar, nu vă spun că ceilalți se uitau așa cu jind, adică ar fi vrut și ei să aibă așa un tricou. Și atunci, diriginții de clasa de anul trecut au zis, lăsați că vorbim și noi cu părinții celorlalți copii care vor veni. Le-au povestit, le-au explicat și la 11 septembrie anul trecut, când a început școala, clasele a noua aveau tricouri personalizate. Este foarte frumos. Și acum, când am avut ședințele cu părinții, chiar au venit niște copii de-ai noștri care portau ținuta și au văzut și părinții și copiii de clasa a noua că... Nu este ceva impus, este un sentiment de apartenență la o organizație, da, de... Da, și la o organizație serioasă și colegiu. Că da. Păi eu v-am spus că am învățat la liceul la Enescu, la București, și noi și la concert mergeam la Ateneu sau la sala radio, joia mergeam la sala radio, vinerea la Ateneu, în uniformă cu matriculă pe care scria liceul de muzică George Enescu, atunci era liceul 2, liceul numărul 2, dar... vreau să vă spun că aveam colege din familie, era fata unui ministru, al lui Zah Petri, era ministru industriei, era la pian, venea și în uniformă cu matricole, eram foarte mândre de noi că învățăm la un asemenea liceu. Da. Așa că asta mi-ar plăcea, da. Să-i văd pe copii, da, că ei vor să... Da, vin. Pentru că e o mândrie să înveți la colegii Cuza, la colegii Unirea, la economic, la pedagogic, sunt licee reprezentative pentru județul Vrancea. Sigur că da, v-am spus, dacă copilul care dorește să învețe, poate să învețe oriunde. Și profesorii, v-am spus, se bucură atunci când văd că au copii care sunt dornici de a cunoaște și de a afla multe lucruri.
Doamna directoare, da. Spuneți-mi și mie, anul acesta ați avut vreun neajuns aici în liceu? Să spunem și lucrurile care poate nu v-au plăcut. Mă refer, nu știu, probleme legate au de... Au mai fost niște probleme, dar sperăm să le rezolvăm. N-ați avut probleme de abandon școlar? Din punctul de vedere, niciun caz. Niciun caz. Nu. Promovabilitatea 100% și la gimnaziu și la liceu. Da, au mai fost o câțiva corigențe acolo, dar probabil acum în perioada de corigențe sau mai... Când e perioada? Acum a fost deja. Păi tocmai de asta vă spun că anul acesta e o noutate, că până acum corigențe se dădeau în septembrie. Da, și eu așa știu. Nu, anul acesta, în ordine de ministru, aceste corigențe au fost planificate în mijlocul lunii iulie. Săptămâna trecută, 15-18. N-a picat nimeni, nu? La... Nu, au trecut, am avut și un corigent la clasa 12-a și a trecut și la ce era la română. La română? Da. Și trebuie să meargă la bacalaureat. Da, acum organizăm activitățile pentru bacalaureatul sesiunea a doua. Da, sesiunea. Chiar ați terminat, adică bacalaureatul a fost cât la sută? Un singur copil, 99,5%. La ce a picat copilul? La română. Română. Culmea că elevul care a picat la română era în prag de corigență și s-a mobilizat pe ultima 100 de metri, doamna profesoară, l-a ascultat din mai multă, într-o parte mai mare de materie, a știut și l-a trecut. Dacă nu l-ar fi trecut... Dar la matematică... Da, au fost note bune. El, copilul ăsta, la matematică? Da, a luat. Nu, deci nu era unul dintre copiii excepționale ai acestui liceu. Nu. Era un copil care... Nu prea se omora cu învățatul. Da, se mai întâmplă. Da. Dar spuneți-mi, vă rog, o să fie la bacalaureat, adică acum merge la bacalaureat și nu mai dă examen la matematică și la ce mai dat? Cine a picat la română? Băiețelul ăsta. Deci cel care a picat doar la română va susține doar la română proba. Iar cel care n-a intrat în examen de bacalaureat trebuie să dea competențele lingvistice, digitale. Aveți idee cam, mă rog, cum s-a situat Vrancea ca procent la nivel de țară, nu știți, după examenul de bacalaureat? Oricum nu este chiar în frunte. Dar nici în coadă. Nici în coadă, da. Așa cum e mai bine. Ei, nu, adevărul este că fiecare școală își urmărește... urmărește evoluția elevilor vrea să vadă pe unde se situează școala respectivă, pentru că și materialul e foarte important, știți? Dacă nu ai un material bun, nici nu poți să faci treabă de care. Dar ați avut grijă să faceți o selecție așa cum trebuie, nu? Deși selecția admiterea, o face calculatorul, asta este. Că admiterea la clasa a 9-a se face doar pe bază de calculator. Pe bază electronică, da. Pentru că în legea educației încă nu se pune în practică această lege a educației care presupune un examen la mai multe discipline pentru elevii claselor a 8-a. Că am văzut că în foarte multe clase, adică în toate clasele, sunt mulți copii veniți din județ. Dar mi-am adus aminte acum că am fost acum 2 săptămâni la nunta lui Ionuț Bulimej. Elevul nostru de la Tulnici a făcut la Focșani nunta, un copil de excepție care, iată, a terminat facultatea de istorie, s-a căsătorit. Apropo de copii veniți din județ, am avut copii excepționali pe acest Ionuț Bulimej, care e un copil de excepție. Am avut-o pe Maricica Cărbunaru de la Nereju, o fetiță, nu știu dacă ați avut-o sau dacă nu o știți. Mi-aduc aminte, nu, dar... Și mulți copii de excepție care au venit... Vorba aia de în fundul muntelui, Știți, eu am avut o clasă ca dirigintă, mi-aduc aminte, acum câțiva ani am făcut un trainer de 20 de ani și de la terminarea liceului. Acea clasă era o clasă micuță, așa ca număr, erau vreo 18-20 de copii și majoritatea erau din mediul rural, de pe la munte, pe la Spulber, de pe la Nereju, Vrâncioaia. Și vreau să vă spun că toți copiii ăștia au ajuns foarte bine, pentru că au fost extrem de ambițioși. Au învățat foarte bine și s-au remarcat. Șefa clasei este avocată în București. Unul dintre elevii mei, care era și olimpic la matematică, e profesor de matematică și informatică la pedagogic.
Marius Năciucă, mă ciucă. Da. Ia uite. Și mai sunt o mulțime. Știți, farmaciști, tot felul de... Da, mă gândeam, doamnă, am filmat noi o întâlnire de 50 de ani a unor doamne care au terminat. Și majoritatea erau de la țară, de la munte, și povesteau cum veneau câte 3 zile făceau pe drum, pe jos, de la Paltin, de la Nereju. Ei, nu cred că veneau de la Paltin, pe jos. Da, pe jos, că n-aveau cu ce. Povesteau, povestit, este filmat, este... Și toate sunt profesoare, unele profesoare universitare, farmaciste, doctorițe, da. Și se învăța foarte serios. Deci asta este, erau anii 50, doamnă, atunci. Și nu ce autobuz, dar pătai că nu, Dumnezeu da. Să-l odihnească, vorba aia are magna cum laude, diplomele lui sunt la Viorga și, și l-au trimis la Andreașul de Sus și venea cu ranița în spate, în anii 60, cu ranița în spate pe jos de la Andreașul. Asta era, asta e viața. Doamna directoare, sper că și anul viitor o să fie tot un an de bun augur. Chiar poate mai sperăm, bun decât sperăm, anul care sperăm, aveți ceva în plan pentru anul viitor, în plus față de ce a fost. Noi anul acesta am sărbătorit 130 de ani de la înființarea instituției noastre. Da, liceului, da. De fapt a fost școala de fete, liceul de fete, LFF. Liceul de fete în 1917 a devenit liceul de fete. De fapt suntem și noi printre colegiile centenare. Și am avut diverse activități pe parcursul acestui an, am lansat monografie, revistă. Da, am și făcut. Vom continua cu reviste, cu alte activități, cu să săptămâna școală, altfel tot așa vom avea niște întâlniri cu foști elevi ai noștri care să-i consilieze pe actualii elevi pentru a-și alege cariera. Am avut Nu mai dați din casă, că o să vă copieze toți ideile. Sperăm să rezolvăm. Dacă sunt idei bune, să le preia toată lumea. Da, sigur, sperăm să rezolvăm și cu acoperișul și cu ferestrele. Suntem acum. Da, chiar aveți probleme. Da, am avut o problemă, am avut niște probleme astea iarnă cu căldura, dar... S-a rezolvat? E în curs de rezolvare. Acum în curte se repară țeava care face distribuția și cred că vom anul viitor sperăm să punem și ferestrele, că deja proiectul e făcut. Așteptăm acum o rectificare de buget pentru că au fost niște furtuni în primăvara asta și au cam stricat la acoperiș, a trebuit să se refacă proiectul și să se mai adauge niște lucrări care n-au fost prinse inițial. Sperăm să le rezolvăm. Avem promisiuni din partea domnului primar. Domnul Isaila. Care a învățat aici, așa că e legat sufletește de această... L-ați avut elev, nu? Nu l-am avut elev. Doamna Costeschi. Doamna Costeschi a fost profesoară de matematică și dirigintă, doamna Iorghiță. Au avut și... Au avut întâlnirea, anul acesta. Au fost tot felul de întâlniri și de 40 de ani, de 25 de ani și de 10 ani. Copiii se reîntorc. Copiii, nu le mai spunem copii, că nu cei mai sunt copii. Cei care elevi se reîntorc. Absolvenții se întorc cu bucurie în școală și... N-ai cum să nu te întorci cu bucurie. Și noi avem la București acum în septembrie, pe 7, întâlnirea, după nu mai spun câți ani. Și vin din toată lumea, că la noi sunt plecați pe la filarmonici în Germania. Și foștii profesori vin cu bucurie. Mai sunt foști profesori, 2-3. Da, păi chiar acum o săptămână a mai plecat un profesor la cele vechi. Cine? Părinte. Domnul profesor de la Vidra. Mihai Ionaș, profesorul meu de fizică. L-am avut profesor și a avut copiii tot la noi. Și mi-aduc aminte când... a trebuit să iau o clasă de-a noua, a venit la mine să spună: Daniela, îți încredințez pentru 4 ani încă o comoară de-a mea. Pe Mititel, pe Danuț l-am avut, pe Daniel l-am avut ca dirigintele elev și chiar el m-a sunat și mi-a spus: știți, tata nu mai este. Și ai fost la mormântare? Am fost la mormântare. Nu știu, domnul profesor Ionașcu a fost așa un profesor de suflet și cu foarte multă dăruire, răbdare, ca de fapt mulți alți profesori care ne-au condus așa către carte, către perseverență, către
dorința de a ști. Deschis niște porți pe care altfel poate nu le-am fi deschis niciodată, sigur, nu? Sigur că da, sigur că deci, mi-aduc aminte cu plăcere, până în clasa 8 am avut-o la geografie, mi-a plăcut foarte mult geografia pe doamna Viorica Constantinescu. Și eu am avut o profesoară. Da, 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 ne povestea despre plecările dumneai ei. Da, și ce drăguță, cea cu manicură roșie totdeauna și cu părul totdeauna coafat frumos. Da, da, da. Și o doamnă fină și... Sau am avut-o la biologie, foarte exige, dar toți erau exige, pe doamna Iulia Pop. Nu, n-am prins-o. Vai ce profesoare, am auzit că a murit și îmi pare rău că nici n-am mai văzut-o după ce am terminat clasa 8-a, o doamnă foarte drăguță, foarte fină și bună profesoară de care eram foarte lipită sufletește, n-am mai văzut-o niciodată, a plecat la Timișoara și acolo a rămas, da, și o mulțime, doamna Cica Constantinescu, doamna Rădvan mi-a fost profesoară de română. Domnul Bălteanu l-ați prins? Pe domnul Bălteanu, pe doamna Bălteanu. Domnul Bălteanu mi-a fost profesor în clasa... De fizică. De matematică. De matematică, fost, mie da. Parcă de era fizică, matematică și fizică, fizică, da, da, da. La doamna Bălteanu am avut-o la matematică. Ei, da. Nu ești la mult la matematică, eram cu Vioara și cu... Da, păi mă uitam că uneori când se mai întâmplă ca un profesor să intre într-un concediu de creștere copil sau de boală sau mai știu eu ce, mai vin părinți care spun, cum, copilul meu a venit aici la școală și vrea să învețe și nu are cu cine și cum... Eu vă dau un exemplu, sunt profesor de matematică, iar în gimnaziu am avut 3 profesori de matematică. Pe domnul profesor Bălteanu în clasa 5-a, pe domnul profesor Ioan Ardeleanu între a 6-a și a 7-a, foarte bun profesor, și da. Apoi pe domnul Pol până în clasa 12-a, pe domnul profesor Marius Pol. Da. Pe domnul Pol da. Făcut, a fost și diriginte. A fost diriginte. Da, da, da. Vedeți, doamnă, și... matematica este la fel ca la noi în muzică. La, te apuci de un instrument, dacă nu studiezi zilnic, nu faci nimic. Da. Așa e și matematica. Da, și trebuie dacă... să... zilnic, zilnic, altfel nu pot, nu pot să învăț azi, am luat notă și mai învăț peste 3 săptămâni și iau altă notă. Ei altă notă, dar ei 2. Vreau să vă spun ceva, în clasa a 10-a, cred, sau a 11-a, m-am ambiționat, eu făceam matematică la București cu domnul profesor Ciubuc, că a murit și el, Dumnezeu să-l odihnească. Era spaima Bucureștiului, el și cu Ionescu, cu profesorul de economie politică. Și am, domnule, că eu nu sunt în stare să am media 10 la matematică sau la economie politică, el era profesor și la liceul ăla, la Petru Groza, care era liceul ăștia de la partid, și la Băneasa, la securitate, la liceul, la facultatea sau ce era atunci. Dar nu, eu trebuie să am 10. Doamnă, și m-am apucat învăța matematică singură, fără meditator, fără... Și într-adevăr am luat 10 și la matematică, există catalogul la București, că l-am revăzut. Să-l verificăm. Și la, să-l verificați, și la matematică, și la economie politică, și la toate. Da. Că îmi spuneau, țin minte că nu știu care profesor, că uite, domne, cine învață, uite Florențiu are 10 la română, 10 la matematică, 10 la fizică, 10 la aia, 10 la vioară, 10... Bun, primul semestru a fost așa. Mi-am demonstrat că se poate, poți să faci orice dacă vrei. Sigur, după aia n-am mai avut 10 la matematică și... Dar am vrut să văd dacă se poate. Dar atunci mi-am dat seama că matematica este superbă, dar poți să o faci numai lucrând zilnic și lucrând ca și fizica, ca și chimia, ca și toate sigur cele de altfel. Da, și, ei, și pe de altă parte, doamnă, pentru unul care face școală, care face liceu de muzică, cum se făcea atunci, că atunci se dădea examene serioase. Sigur. Și te... Vedeți ce degete strâmbeam de la arcuși și... Mai cântați? Se muncea enorm ca să poți să intri la liceu, la Enescu. Erau 3 licee în țară. Și nu puteai să faci față, să fii și foarte bun la instrument, să ai 10, pentru că nu era timpul, materialul, oricât te-ai fi străduit, nu puteai... Decât dacă scrânteai muzica, dacă o scrânteai cu muzica, atunci puteai să te ții. Pentru că era un liceu de la care puteai să mergi la orice facultate. Mulți colegi de-ai mei s-au retras, mulți, câțiva colegi s-au retras, s-au dus la Politehnică, s-au dus la alte facultăți. Dar asta era ideea, că poți să faci orice dacă lucrezi, poți să ai note foarte mari, dacă lucrezi constant. Depinde, știți? Și de copii, pentru că, să știți, sunt copii care prind așa din zbor. Mă uitam la unii dintre ei, nu muncesc foarte mult, dar au rezultate... Foarte, foarte bune. Sunt unii care muncesc prea mult și nu reușesc. Nu reușesc. Da, da, da. Important este să vrei să înveți. Materia este multă, să știți.
Este prea este multă. Foarte este multă prea multă. Și... copiii sunt epuizați, să știți. Sunt știți de ce unii... Sunt... Da, acum, da. Dacă facem o comparație, că unii spun, acum, tot așa era și acum 30 de ani, nu? Înainte de evenimente. Era, probabil. Tot așa multe obiecte erau. Erau multe obiecte. Plus că noi învățam și sâmbătă. Noi învățam exact. Și sâmbătă. Sâmbătă noi mergeam la școală. Mergeam la școală, da, avem o singură zi liberă, da, duminica. Da. Și dar, sâmbătă aveam ore chiar până la 6-7 da, la București, da, la liceu. Dar mă uitam verificând catalogele, chiar săptămâna trecută le-am verificat. Da, mă uitam că sunt mulți copii cu 10 pe linie. Aproape la fiecare clasă câte un copil cu 10. Înseamnă că își doresc, le place, învață. Doamnă, chiar credeți în treaba asta? Că sunt mulți. Adică chiar sunt pe bune notele astea de 10 peste tot? Știți, în general copiii care sunt de 10 înseamnă că chiar învață. Eu am cunoscut copiii de aceștia și vă spun că sunt deosebiți. Sunt niște copii care sunt și foarte modești și activi în diverse situații, când le cer să vină la vreo activitate, ei sunt primii. Cei mai receptivi, sunt așa primii, este. Sunt primii care... Doamnă, pentru că au fost învățați de acasă să fie corect, să fie da. Serios, să fie, am văzut. Problema familiei este extrem esențială, de importantă. Este. Dacă părinții îi lasă doar să trăiască așa singuri și doar sâmbăta, duminica să-i întrebe sănătate, nu e bine. Eu am spus, o relație importantă, da. Pentru că știți, elevul poate să crească foarte bine atunci când trinomul acesta, elev, părinte și profesor, este într-o închegat, consonanță da, și da, da. Într-o armonie, altfel nu merge. Ei, asta este situația. Da. Unii trăiesc în armonie, alții mai puțin. Doamna director, Daniela Sârghie, directorul Colegiului Național Alexandru Iancuza, un colegiu fruntaș în țară pentru rezultatele obținute. Doamnă, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Cu drag. Și vă doresc un an nemaipomenit aici încolo. Mulțumesc, să dea Dumnezeu și eu le doresc și elevilor mei și noștri. Colegilor și ascultătorilor noștri, telespectatorilor noștri, nu? Telespectatorilor noștri. Sănătate și cât mai multe bucurii și împliniri. Și încă vacanță plăcută, că și mai avem vacanță plăcută elevilor. Când și se începe școala? Pe 7, am înțeles. Pe 9. Mai devreme. Da, da, pe 2 septembrie noi profesorii ne prezentăm la școală, am școală pentru profesori începe la 1 septembrie. La totdeauna a început pe 1 septembrie. Da, da. Și copiii se duc pe 9, în loc să ducă pe 15. Ce frumos era pe 15 și mă rog. Și vacanța este chiar cum este împărțită anul școlar? Anul școlar la fel ca... următor nu va avea primul semestru până din septembrie până în decembrie. Și atunci se încheie va, și atunci deci se vor încheia mediile. Trei trimestre nu, ca pe semestre, nu, două semestre. Da. Deci primul semestru e ceva mai scurt. Așa. Al doilea semestru 20 de săptămâni cu o vacanță pe la mijloc de Paște. Și când vacanța de iarnă, de Crăciun, cât e? Trei săptămâni. Vedeți că mi-a mai rămas încă, după vremea noastră, vacanța de iarnă. Vacanța de Crăciun, așa da, e, plus și vacanța de Paște. Sigur că da. Da. Doamnă, vă mulțumesc foarte mult, succes, vacanță plăcută, stimați prieteni, că mai avem încă de mers la mare și la munte. Concedii frumoase. Mulțumesc, la revedere. La revedere.